Mihai Viteazul a fost domnul țării românești între 1593 și 1600. Pentru o perioadă a fost conducător de facto al celor trei state medievale care formează România de astăzi: Țara Românească, Transilvania și Moldova. Înainte de a ajunge pe tron, ca boier, a deținut regătoriile de Bănișor, la Strehaia, Stolnic, Domnesc și Ban al Craiovei. Figura lui Mihai Viteazul a ajuns în Panteonul Național Românesc după ce a fost recuperată de istoriografia românească a secolului al XIX-lea, un rol important jucându-l opul românii sub Mihai Voievod Viteazul al lui Nicolae Bălcescu. Astfel, voievodul a ajuns un precursor important al unificării românilor, care avea să se realizeze în secolul al XX-lea. În anul 1601, în timpul unei șederi la Praga, a fost portretizat de pictorul Regidius, care a menționat pe marginea portretului Etatis: la sfârșitul anului 1588 devine stolnic al curții lui Mihnea Turcitul, iar în 1593 ban al Craiovei în timpul domniei lui Alexandru cel Rău. În septembrie 1593, după ce a plătit la poarta otomană, după obiceiul timpului, o sumă mare de bani și având și sprijinul patriarhului Constantinopolului, Mihai a devenit domn al țării românești la 2 septembrie 1593. Înscăunarea sa având loc la București pe 15 octombrie în același an. Aderă la Liga Sfântă creștină, constituită din inițiativa papei Clement al VIII-lea, din care inițial făceau parte Sfântul Imperiu Romano-German, statul papal, Spania, Austria, Ferrara, Mantova și Toscana. Ulterior, aderă și Transilvania, considerată factor decisiv în atragerea în alianța celorlalte două state românești, Moldova și Țara Românească. Aron Vodă, domnul Moldovei, semnează un tratat cu împăratul Habsburgic la 16 septembrie 1594, oferind astfel un motiv în plus lui Mihai Viteazul să decidă, cu acordul boierilor, intrarea în alianța anti-otomană. Conturarea mitului Mihai Viteazul ilustrează mai bine ca oricare alt model istoric mutațiile petrecute în conștiința românească. Domnitorul care a reușit să stăpânească pentru scurt timp, la 1599-1600, cele trei țări unite, trei veacuri mai târziu, în România modernă, începe a fi receptat ca unificator abia spre mijlocul secolului al XIX-lea. O asemenea interpretare lipsește cu desăvârșire în istoriografia cronicărească a veacului al XVII-lea și chiar mai târziu, spre 1800, la Școala Ardeleană. Realitatea istorică este mult mai nuanțată decât cea cunoscută de publicul larg. Pe scurt, Mihai Viteazul ar putea fi caracterizat în felul următor: a se reține că nu a purtat titlul de domn decât în Țara Românească. Între 1593 și 1599 este domn al țării românești. Între octombrie 1599 și iunie 1600 a fost stăpânitor al țării românești și al Ardealului. În perioada iunie 1600-septembrie 1600 a fost stăpânitor al țării românești, al Ardealului și Moldovei, adunate împreună sub unirea personală a lui Mihai. În cazul Moldovei, îl înscăunează de fapt pe fiul său. Între septembrie 1600-noiembrie 1600 a fost domn al țării românești. Între februarie 1601-august 1601 a fost comandant militar în slujba Imperiului Habsburgic. Deși istoria asociată cu Mihai Viteazul este cunoscută publicului larg drept unire, termenul este dus prea departe. În realitate, toate cele trei țări își păstrează instituțiile de conducere de dinainte. Transilvania și sfaturile boierești în țările extracarpatice își păstrează legile, cutumele și procedurile fiecăreia în vigoare.
Mihai nu unifică nici armatele celor trei principate române. Domnia lui Ieremia Movilă, devotat politicii poloneze, însemnase practic îndepărtarea Moldovei de Sfânta Alianță. În Transilvania, Sigismund renunță la tron în favoarea vărului său, cardinalul Andrei Batory. Ieremia Movilă și cancelarul Zamoyski intenționau să așeze în scaunul țării românești pe Simion Movilă, fratele domnului Moldovei, ceea ce amenința existența. În aceste circumstanțe, în iulie 1599, Mihai Viteazul a trimis o solie la Praga pentru a cere înconvințarea împăratului Rudolf al II-lea pentru intervenția în Transilvania, cu intenția de a sparge cercul de adversități ce îl împresurau. Primind un răspuns favorabil, la sfârșitul aceluiași an, intră în Transilvania prin pasul Buzău cu o armată formată din români și mercenari de diferite etnii, unguri și secui din Ardeal, polonezi, sârbi. După victoria asupra lui Andrei Batory, își face intrarea triumfătoare la Alba Iulia pe 1 noiembrie 1599. Primind cheile fortăreței de la episcopul Demetrius Napraghi, Andrei Batory a fost ucis la scurt timp, după bătălia de la Schellenberg, având vârsta de 28 de ani. Mihai a primit cu durere vestea morții lui Batory. El puse să se îngroape după cuvință capul lui Andrei, în mausoleul pe care acesta însuși îl pregătise în Alba Iulia, și urmă chiar sicriul, ținând în mână lumânarea, după obiceiul românesc. După biruința de la Schellenberg, Mihai a înființat sau a reînființat, între specialiști se poartă încă discuții, Mitropolia Ortodoxă de la Alba Iulia, un prim pas spre recunoașterea oficială a confesiunii ortodoxe. Chiar dacă a fost recunoscut de dietă doar ca guvernator imperial, Mihai a fost conducătorul de facto al Transilvaniei, dieta recunoscându-i titlul de locum tenens al Transilvaniei, așa cum se specifică în diplomele latine. În actele slavone însă, el se intitulează domn al țării românești și Ardealului. Mihai nu a modificat sistemul constituțional al Transilvaniei, nu a intervenit în reprezentarea națiunilor politice, nobilimea maghiară, sașii și secuii. A intervenit însă potrivit organizării constituționale în alcătuirea Consiliului Principatului Transilvanean, unde a introdus doi din boierii săi români, așezând în cetăți, părcălab proprii, dar păstrând vechii funcționari. Dieta Transilvaniei a fost profund nemulțumită de acordarea unor donații de domenii făcute boierilor munteni, în detrimentul nobilimii maghiare. În primăvara anului 1600, Mihai și-a dat seama de pericolul pe care îl reprezenta influența în Moldova a regatului Poloniei, care refuzase să facă parte din Liga Sfântă și era un aliat al Imperiului Otoman. Polonezii, a căror politică externă era practic sub controlul marelui Jan Zamoyski, nu numai că îl înscăunaseră în 1595 pe protejatul lor, Ieremia Movilă, ca domn al Moldovei, și îl susținuseră pe Andrei Batory în Transilvania, dar unelteau să-l detroneze pe Mihai și să-l pună în locul lui, în țara românească, pe Simion Movilă. Ceea ce a determinat însă decisiv hotărârea lui Mihai de a declanșa o campanie preventivă în Moldova au fost pregătirile făcute de către Sigismund Batory, aflat de la începutul anului 1600 la Suceava, pentru recucerirea Transilvaniei cu sprijinul lui Jean Zamoyski și al lui Ieremia Movilă. Expediția a început la 14-24 aprilie 1600, când Mihai Viteazul pleacă din Alba Iulia, lăsând în locul său pe Banul Mihalcea, acesta și Farcaș Corniș, fiind delegat să trateze cu comisari imperiali. El se îndreaptă spre Miercurea Sibiului, după care trece pe lângă Făgăraș, Codlea, Brașov și ajunge la Preșmer. La 1 mai 1600, Mihai își așează tabăra la Preșmer.
Acolo făcu cunoscut oștașilor săi că vor trece Carpații pentru a-l alunga pe Ieremia Movilă de pe tronul Moldovei. La 6 mai, Mihai, în fruntea oastei sale, trece munții. Dar nu pe drumul obișnuit, unde știa că l-așteaptă dușmanul, ci urcându-se pe munții cei mai grei. În acea vreme, armata s-a avut mult de suferit, mai cu seamă din lipsa proviziilor care nu se găseau nici acolo și nici în părțile Moldovei, care au fost pustiite de Ieremia Movilă. Caii nu au avut pășune, iar ostașii au fost silii să mănânce foi din copaci. La 26 aprilie 6 mai 1600, trupele lui Mihai Viteazul pătrund în Moldova, prin 3 sau chiar 4 puncte. Pe la Focșani, prin pasul Oituz, Valea Trotușului, coloana centrală, care se îndreaptă spre Bacău, urmată după 28 aprilie, 8 mai, de Mihai Viteazul, prin pasul Rodna, Cucureasa, urmând drumul spre Suceava și, posibil, pe Valea Ceremușului, spre nord. Toate coloanele susțin lupte cu forțele moldopolone care se retrăgeau spre nord. Mihai a cucerit Moldova, invocând ca motiv alianța lui Ieremia Movilă cu turcii și tătarii. El a cerut împăratului recunoașterea stăpânirii sale în perpetuum asupra Ardealului, Moldovei și țării românești. Titulatura folosită de voievod era Domn al țării românești și Ardealului și a toată țara Moldovei. La recomandarea marii boierimi, Mihai, contextul internațional a fost nefavorabil lui Mihai. Puterile vecine vedeau în ambițiile sale politice o contradicție cu interesele proprii de dominanță. Habsburgii își vedeau amenințate planurile de menținere a Transilvaniei în sfera lor de influență, Polonia nu dorea pierderea controlului asupra Moldovei, iar Imperiul Otoman nu accepta ideea renunțării la țara românească. Mai mult chiar, uniunea personală a lui Mihai reprezenta o formulă puternică, capabilă să schimbe raportul de forțe din regiune. Existau însă și conflicte interne, cauzate de insubordonarea nobililor maghiari din Transilvania, care nu acceptau măsurile impuse de noul domn. De asemenea, sașii au rămas ostili lui Mihai în urma jafurilor întreprinse de armatele sale în orașele și satele lor. Mihai nu reușește să înfrângă revolta nobililor maghiari transilvăneni, sprijiniți de generalul Basta, care l-a învins în bătălia de la Miroslău, și astfel pierde Ardealul. În scurt timp, Moldova va reintra în posesia movileștilor, a serviți intereselor polone. Polonii au pătruns în Moldova cu cancelarul și marele hatman Zamoyski, Mihai fiind învins în bătălia de la Bucov, astfel că Zamoyski îl reinstalează pe tronul Moldovei pe Ieremia Movilă. Mihai încearcă să reziste atacului polon asupra țării românești, însă pe acest tron se va urca un membru al familiei movileștilor, Simion Movilă. Așadar, înfăptuirea unirii manu-militar nu a durat. Creația politică a lui Mihai s-a prăbușit ca efect al intereselor proprii ale Habsburgilor, Poloniei și Imperiului Otoman. Forțat să ia calea pribegiei, Mihai se îndreaptă spre Praga pentru a solicita ajutor de la împăratul Rudolf al II-lea. Călătoria a fost lungă și anevoioasă, trecând prin Deva, Lipova, Oradea, Debrețin, Tocaj, Pojon și Viena. A ajuns la Viena, împreună cu cei 40 de însoțitori care îi mai rămăseseră, la 2 ianuarie 1601, unde a fost primit de arhiducele Matias, care i-a înlesnit primirea la curtea imperială de la Praga. Mihai Viteazul a ajuns la Praga pe 23 februarie 1601, fiind primit în audiență la împărat pe 14 martie. Mihai cere sprijinul împăratului Rudolf al II-lea, care în contextul reînscăunării lui Sigismund Bathory pe tronul Transilvaniei, acceptă să-l susțină pe voievodul român. Mihai pornește campania de recucerire a teritoriilor românești. Prin victoria de la Guruslău, voievodul român îl îndepărtează pe Sigismund Bathory din Transilvania. Continuă prin a recupera țara românească, gonindu-l pe Simion Movilă de pe tron. În aceste condiții, se întrezăreau perspectivele unei noi uniri românești,
perspectivă ce nu convenea împăratului Habsburgic, Rudolf al II-lea. Se pune la cale înlăturarea fizică a domnitorului român și, la 9 august 1601, la 3 km sud de Turda, Mihai Viteazul este ucis de un detașament de mercenari în frunte cu ofițerul Valon Iacob, trimis de generalul Giorgio Basta. Uciderea lui Mihai este astfel relatată de Dionisie Fotino. Între Basta și Mihai s-a ridicat o gelozie care a ajuns la dușmănie. Basta, după ce a părât pe Mihai că avea înțelegeri secrete cu turcii, a hotărât ca să-l aresteze. Deci, trimițând să-l poftească la consiliu și Mihai nevoind a veni, a poruncit la câțiva nemți ca să înconjoare cortul său și să-l prinză viu sau să-l omoare. Mihai Vodă, văzându-se astfel surprins, a scos sabia și a rănit pe unul din sbirii lui Basta. Dar un altul, străpungându-l cu sulița în pântece, l-a trântit la pământ și i-a tăiat capul. Capul său este luat la turturea paharnicul, unul dintre căpitanii voievodului, adus în țara românească și mormântat de Radu Buzescu. La mănăstirea Dealu,